empezamos. Cumva ar trebui să fie o discuție mai mult decât o prezentare, cel puțin la final să avem o discuție. Nu o să pot răspunde toate întrebările. Haideți să vedem... de ce e bine cumva să nu avem un job sau ce ne, ce ne strică, știm, modul de a acționa în momentul în care suntem angajați undeva. La început, începem de la începutul. Deci, practic, la începutul oamenii vânau muncile care le făceau, erau practic să supraviețuiască. Deci, atunci, toate informațiile care transmiteau copiilor lor, nu? Până la urmă, erau informații date din tată în fiu și moștenite. Mai târziu au apărut fabricile, oamenii început să facă școală și ajungem undeva la o imagine genul ăsta, în care toți copiii nu învață, îți trimiți la școală. De ce îți trimiți la școală? Îți trimiți la școală ca la finalul ciclului de, nu știu, 15 ani sau, mă rog, cel puțin 15 ani pentru unii, să nu să ai un job. Cam ăsta e, cel puțin la noi. Eu de asta merg la școală, nu merg să te angajezi ca să nu fii cioban sau nu, să lucrezi în mină, de exemplu. Mă rog, exemplele din fiecare loc. Bun, și învățăm, învățăm și la final vine absolvirea. După care întrebarea e, ok, ce facem? Acum, din păcate, în IT, chiar vorbeam cu Dan zilele astea, dacă vrei să-i propui ceva unui absolvent de Babelcore sau de la Poli, de calculatoare, nu prea ai la cine să propui la un absolvent, pentru că ei deja lucrează de un an, doi. Deci, așa, e autoscopul la urmă întrebare. Dar să zicem că, totuși, sunt oameni care vor să facă școală, să stai la școală și întrebarea cum ai ce facem după absolvire. Și atunci putem continua până la urmă stilul ăla euforic din facultate și să continuăm petrecerea? Care se întâmplă la un instant? Cât să aveam plete, dar nu, nu, trebuie să recunosc că nu sunt eu, dar data viitoare pun o poză în tine, să știi. Sau putem, de exemplu, să... Nu o să încercăm să... Opa! să intrăm într-un startup. Și ce înseamnă un startup până la urmă? Înseamnă că în loc să mergem să executăm niște task-uri, încercăm noi să rezolvăm niște probleme. De fapt, e foarte diferită abordarea și transformă până la urmă un absolvent într-un om de produs încet, încet, nu neapărat. Adică, până la urmă, chestiile tehnice contează, dar contează și mai mult o viziune și să încerci să rezolvi ceva. Sau, asta e alternativa, să zic, mai nouă, pentru că când eram cel puțin student, nu exista aici. Sau putem să ne să intrăm într-o companie cu oameni zâmbitori, nu? Și să intrăm într-un Open space-urile zâmbitori. Cum? Open space-urile zâmbitori. Da, da. Mi-a plăcut mai mult. E mai mult psihică imaginea asta, că este real. Și ce se întâmplă aici? Adică, să vă zic o experiență personală, cumva. Eu, de un an și un pic, mă tot ocup de revistă și chiar numai de revistă. Și recent, un prieten căuta un developer degeaba, nu găsea, era un proiect din mod, zic, mai că vin și eu te ajut eu două, trei luni, că nu mi-a fi nimic să lucrez. Bine, o firmă pe bani, deci nu era o chestie așa. Deci, și după aia mi-a părut foarte rău că am intrat în respectivul proiect, pentru că în momentul în care lucrez pentru cineva, practic toate ideile tale și toate dorințele tale de a face lucruri stăiate, pentru că țelul principal este să rezolvă la problemele. Și cumva, înaintea ta ca individ, nu pui problema să termini task-urile respective. Adică alea sunt prioritate numărul 1 și pe care când ai timp, ți le mai faci pe a tale. Și asta cumva, ca noi ca oameni, nu știu dacă ne caracterizează efectiv. Acum nu vreau să fiu foarte distractiv, dar cel puțin să vă puneți întrebarea asta fiecare ce îi. Și clar că nu ești task-urile care ești la job, ești tu, ca om, agent. Bun, și atunci, hai să vedem la ce o să ne așteptăm în viitor. Dacă mă o paranteză, e ok ca să, și să lucrez, pentru că înveți lucruri și
La mai e o chestie aia de execuție și care din când se repetă și tot. Nu, și atunci, în viitor, la ce să ne așteptăm? Să ne așteptăm ca să apară roboți și cam apărut. Încet, încet o să iei din task-urile recurente, adică, până la urmă, nu știu, o să-i spară oameni contabili, o să-i spară oameni de tot fel de joburi de genul ăsta. Pentru că, efectiv, le transform într-o aplicație de calculator. Încet, încet, o să dispară și programatori. Adică, hai să zicem, acum nu pot, dar în 50 de ani, într-o 100 de ani, nu? Cred că aplicația o să se scrie singure. Nu e chiar atâta filozofie până la având puteri de calcul foarte mari. Gândiți-vă că puteri de calcul până acum s-au dublat în fiecare an. În 100 de ani, chiar dacă nu o să fie cea mai optimă aplicație, dar o să meargă repede și chiar dacă e generată. Și după care, mă rog, respectiva entitate o să crească și o să facă tot mai multe. Mașina la fel, tot ce e fizic, nu o să mai avem nevoie de șofer. Nu? Hai, acum mai avem, dar în 20 de ani, probabil că nu o să mai avem nevoie de șofer. O să fim priviți ca niște șoferi fosile care mai conduc. Bun, și atunci, în tot contextul ăsta, noi nu o să mai avem ce lucra, de fapt. Adică, nu o să mai, ok, ca programator nu mai lucrez, ca șofer nu mai lucrez. Probabil multe alte meseri o să dispară. Și atunci ce o să facem? Pentru că, până la urmă, o să încep să concurez cu roboții. Și la un moment dat, efectiv, nu o să mai ai ce face. Și o să trească să încep să devii creativ, să rezolv probleme la care probabil unii roboți nu s-au gândit. Sau chestii de genul ăsta. Și s-ar putea ca toate astea să se întâmple destul de repede. Adică poate nu într-o 100 de ani, poate se întâmple în, nu știu, 15 ani. Și cumva, de fapt, de-aia am vrut să vă pun la mâna toți întrebarea asta, ce o să faceți voi dacă lucrul ăsta se întâmplă? Ce o să facă fiecare? În momentul în care nu mai poți fi developer, nu mai poți fi. Hai că manager probabil poți să fii. Oricine. Nu, dar și roboții aia trece, asta e. Dacă vezi, trebuie să faci o procedere. Da. Cam atât a fost prezentarea mea de ziua de astăzi. Nu știu dacă aveți întrebări sau dacă vreți sigur. Ai zis că nu vreau să fii de slab. Nu, n-am zis asta. Nu cred că am zis asta. Nu, adică am zis din experiență chestiile, dacă am trecut. Ca să iau întrebare. Dacă nu e un job, cum faci bani? Păi, tocmai asta e o provocare foarte faină. Probabil că dacă... Uite, hai să o luăm așa. Probabil că dacă ai stat 3 luni de zile, fără niciun job, la un moment dat ți-ar veni idei. Dar ideea e că câtă vreme tu execuți pentru cineva niște task-uri, tu nu o să poți să vii cu ideea aia, pentru că ești prea... Scopul tău e să execuți task-uri aia, nu să te gândești cum să faci bine omenirii sau să rezolvi anumite chestii care pot după aia genera valoare. Ideea e să poți genera ca individ valoare. E mult mai valoros decât să fii rotița mică într-o roată mult mai mare, mare. Și nici nu moral, e cu ideea de la gura robotului. Dar bine, acum cineva trebuie să facă roboții, o să mai fie de lucru, dar la un moment dat se termină și s-a putea copiii noștri să prindă chestiile astea. Și contează modul în care educăm. Adică, până la urmă, eu aș, adică, ca sfat, clar că scopul nu-i să cântem în sangă. Scopul să fie ei și, cum zicea primul speaker de astăzi, să fie în stare să rezolve, de fapt, problemele într-un mod foarte rapid. Să fie adaptat să rezolv probleme. Da. Crezi că ar fi loc pentru toată lumea da. Să rezolve da. Câte probleme? Da, adică, da, îți convins. Și a doua întrebare, crezi că robotul o să citească revista? Da, sper să o scrie ei. Deci, că o să fie robot și că progresează în, cum era acolo linia ta, Bogdan, progresiv, nu? E clar. Și tot timpul a progresat tehnologia. Dar trendul curent e cu cât mai multă tehnologie, cu atât mai mult hardware, cu cât mai mult nevoie de software, nu? Și întrebarea care o am pentru tine e, de unde, cum îți dovedești, cum îți măsori the assumption că cu cât mai mulți roboți, cu atât mai puțin de software? Că eu cred că cu cât mai mulți roboți, va fi nevoie de software. Fiecare robot, probabil o să aibă o echipă de 20 de oameni care să întrețină. Right? Cred că evoluția o să fie paralelă. Adică nu o să evolueze numai hardware-ul și software-ul rămâne. O să
se voleze amândouă și în principiu să fie autonome într-o primă fază, după care să înceapă să învețe și după care să înceapă să descurce singure. Cred că ce o să se întâmple, o să trebuiască să trimite roboți la facultate să devină programator, că nu o să mai fie destui programator să programeze roboții. Dar dacă gândește că, hai să vă zic un pochet, noi vreau citeam într-o revistă, hai să zicem că două state nu concurează să facă o entitate care se poate dezvolta, zicem, un fel de creier uman, pe calculator. Acum, dacă luăm în considerare viteza neuronilor din creier, care e, nu știu, de câțiva metri pe secundă, un calculator să lucreze cu viteza luminii, adică vorbim de 300.000 de km pe secundă. Și atunci, în momentul în care ajunge entitatea aia să fie creată, practic în 6 luni, ar ajunge să se dezvolte, că s-ar putea dezvolta omenirea, nu știu, în 10.000 de ani. Okay. Pentru că ar merge mult mai repede. Da. Și atunci o să fie o chestie așa... Dar asta nu e dependent. Deci dacă faci graful ăsta cu cât repede merge un creier de robot, nu este liniar cu graful de nevoia de software. E chiar invers. Cu cât mai mult avansează roboții și tehnologia, cu atât mai multe laturi de energie. De exemplu, dacă ajungi în casa asta aici, în blocul ăsta, ori... De exemplu, scuze, unde și unde? Nu mai ești foarte așa focusat cu chestiile. Nu, ce vreau să zic că e fain, aș vrea să dovedești cumva chestia asta, pentru că, de exemplu, dacă aduce aici un robot care ia, să zic, joburile celor care lucrează în hotel, robotul ăsta după aia o să facă pereții să fie, știi, când intri să se încălzească singur, bla, bla, și toate astea trebuie, cu cât mai mulți roboți aduci într-un spațiu, cu atât mai mult nevoie de software. Asta vreau să zic. Nu, dar cumva, hai să zicem așa, un robot e niște motoare, nu? Până la urmă, softul de bază acolo, robotul se mișcă la brațul, nu știu cum... Oricine. Oricine, poate. Până la urmă, ideea e să fost programat, să fost bazat pe sensul de ea, să poată să fie independent. Și adică, cumva, cred că softul e mult mai valoros decât... Sunt de acord că roboții o să replace Code Monkeys, for sure. Dar nu, like, anyway. Dar ați zis că la discuție, da, e. Auză, ce crezi că se renunțe la developer de la urmă? Poate chiar un developer fie ala să defecteze robotul ca să putem crea un virus, ca să putem să câștigăm bani. Da, dar nu o să mai fie developer ăla, o să fie un om cu viziune, care are un pic de experiență și care poate... Adică, gândește că dacă toate aplicațiile care le scriu eu acum se pot face, se pot genera automat și au început să se genereze astfel de software, developerul, așa cum îl știm noi, să scrie, că nu o să mai existe. Nu o să scrie cod ca să defecteze. Da, e vorba, îi spune hacker, și probabil că eu, da, o să mai fie probabil nevoi mici. Dar nu o să mai fie, nu știu, România, așa că suntem 110.000 programatori. Suntem cel mai mulți din zona asta. După noi vine Polonia cu 100.000 și pe Ucraina cu 90.000. Adică nu o să mai fie atât. O să fie, ok, o să mai fie de programatori cu mari. Un joc, un robot, nu o să se poată lăuta că e pe jingul. Dacă îl programez, să se laude. Functional de Fry. Fry on.